Isus Hristos este Domnul. Mă bucur să fiu cu, cu dumneavoastră, cu voi în, în dimineața aceasta, era să zic în după-amiaza aceasta, că noi în perioada aceasta cu Biserica Radiant ne întâlnim după masa suntem într-o perioadă de construcții, amenajări, n-am mai avut loc în sala în care am fost și ne-am mutat într-o altă sală, dar mă bucur că sunt cu voi și ne putem închina împreună, nu cu biserica parteneră, ci cu biserica soră. Suntem biserii surori și ne bucurăm așa de mult să, să avem aceeași viziune, aceeași direcție ca biserică, de a face ucenici pentru gloria lui Dumnezeu. Și mă rog ca acest lucru să pună Dumnezeu mai mult și mai mult în inimile voastre și în inimile noastre. Aș vrea să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, și o să ne uităm la câteva versete, în mod special la Domnul Iisus Hristos care liniștește furtuna. Și dacă în dimineața aceasta Ești într-o furtună um, a inimii tale, mă rog ca Iisus Hristos să, fol, să, să liniștească și inima ta în dimineața aceasta și să-ți dăruiască pacea Lui. Marcu, capitolul 4, de la versetul 35 până la versetul 41. În aceea zi când s-a lăsat seara, le-a zis, să traversăm în partea cealaltă și lăsând mulțimea, l-au luat în barcă așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte bărci. Atunci s-a stârnit un, un, vârtej de vânt puternic care arunca valurile în barcă, astfel încât barca era deja aproape plină cu apă. Isus era în partea din spate a bărcii, dormind pe o pernă. Ei l-au trezit și au spus, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Atunci el, ridicându-se, a mostrat vântul și a zis: Mării, taci, liniștește-te. Vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: De ce sunteți fricoși? Tot nu aveți credință. Ei s-au temut foarte tare și ziceau unii altora: Cine de ce acesta de la ascultă până și vântul și marea? Amin. Aș vrea să păstrăm un moment de liniște în care să. Să ne rugăm ca Dumnezeu să atingă inimile noastre. Dumnezeu să ne vorbească prin acest cuvânt. Și iați un, un moment de liniște în care să-l să roși pe Dumnezeu. Doamne, te rog frumos, vorbește și inimii mele. Liniștește și inima mea. Dacă vor veni furtuni, te rog să-mi să dai pacea ta. Haideți să, să, să stăm în liniște și să ne rugăm. Doamne, așa cum am cântat, mărturisim că Tu e suveran, că stai pe tron, că nu avem un alt Dumnezeu în afară de Tine și ca Tine. Și Te rugăm, Doamne, ca în dimineața aceasta Tu să atingi inimile noastre prin puterea Cuvântului Tău, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și să liniștești marea din viața noastră sau când va veni furtuna în viețile noastre, să ne aduce aminte că Tu ești suveran, că Tu stai pe tron. Vorbește, Doamne, fraților mei, vorbește inimii mele și ajută-ne, Doamne, să plecăm din acest loc încurajați de cuvântul Tău, că avem un Dumnezeu puternic. Amin. În urmă cu câțiva ani de zile am fost invitat să, să predic într-o biserică din Europa, am venit înspre aeroportul din Timișoara, și uh, era o vreme frumoasă, cu soare, liniștită. Uh, Ne-am așezat în avion, eram împreună cu, cu soția. Și ce să faci până ajungi la destinație? Fie să pui căștile în urechi și asculți ceva, să nu mai auzi gomotul uh, uh, avionului, sau citești o carte bună, sau discuți cu soția. E bine, eu m-am propus să cunosc persoana de lângă mine din avion și să încep să-i spun Evanghelia. Și în timp ce îi spuneam Evanghelia, când eram deja în aer, dintr-o dată, pe neașteptate, fără nicio avertizare din partea pilotului, am simțit dintr-o dată că avionul a căzut brusc în gol vreo câțiva zeci de metri. Și efectiv am încremenit, m-am panicat, și până la destinație, ce să mai îi predic Evanghelia la om, am tăcut, n-am mai deschis gura deloc, nimeni din avion n-a mai vorbit până, până, am ajuns, nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, uh, nu am mai întâlnit niciodată așa ceva, am călătorit și până în America, de o dată să cad avionul în gol, câțiva zeci de metri, efectiv a fost o panică teribilă în avion. Nu știu dacă ați trecut printr-o astfel de frică încât să, să simți că în clipa aceea mor și că nu mai ai nicio scăpare. Și într-o astfel de situație m-am aflat eu, și într-o astfel de situație s-au aflat ucenicii cu Domnul Isus Hristos în barcă. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și probabil, cel puțin o dată în viață sau de mai multe ori, te-ai certat cu Dumnezeu. I Ai spus, unde ești, Doamne, când trec prin problemele cele mai dureroase și grele din viața mea? Unde ești, Doamne, când trec prin probleme financiare? Unde ești, Doamne, când sufăr? Unde ești, Doamne, când boala îmi invadează trupul meu? Unde ești când persoana dragă moare? Chiar existi? Dacă existi, te rog, dăm un semn. Și în dimineața aceasta învățăm împreună ce înseamnă să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos. Să-L cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Că El nu este un simplu om, că El este însuși Dumnezeu. Și astăzi vom privi la felul în care ucenicii urmează pe Isus, chiar printr-o furtună. În Marcu, capitolul 4, ajungem la o relatare familiară care ne face să ne punem câteva întrebări importante. Cine credem noi că este Dumnezeu? Cum influențează înțelegerea noastră despre cine este Isus Hristos, modul în care răspundem la perioade dificile din viața noastră. Și acestea sunt întrebări importante care uneori au răspunsuri diferite. Și în timp ce mărturisim o vedere înaltă asupra lui Dumnezeu, cum am făcut-o în dimineața aceasta, că tu ești pe tron, că tu ești suveran, că tu ai toată autoritatea, putem fi tentați să vedem situațiile și să răspundem uh, cu îngrijorare atunci când, a, când apar situații uh, grele în viața noastră. Cu îngrijorare, cu frică, putem să, să, să argumentăm că Dumnezeu este neglijent, nepăsător, că Dumnezeu nu este plin de dragoste, așa cum am cântat astăzi. Această narațiune a lui Marcu despre Isus, calmând furtuna, este o narațiune care ne descoperă faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu, plin de dragoste, Domn și suveran. Contextul acestui pasaj este faptul că Domnul Isus Hristos tocmai a încheiat o zi lungă și obositoare lângă Marea Galilei. Erau așa de mulți oameni cât s-au urcat într-o într barcă de unde a dat învățătură întreaga zi. Ea învățat despre împărăția lui Dumnezeu și le vorbea în pilde. Aceste pilde vorbesc despre modul în care împărăția lui Dumnezeu trebuie reprezentată și cum, uh, cu, cum arată ea această împărăție. Și vorbește despre pilda semănătorului, despre pilda candelei, despre pilda cu sămânța care crește și a bobului de muștar. Seria de pilde prezentate de Marcu este urmată de o serie de minuni care arată ceea ce face Iisus, lucrările sale și autentifică ceea ce spune El. Amândouă, atât pildele cât și minunile, reprezintă domnia suverană a lui Dumnezeu în Iisus. Sunt legate sec de prezența domniei suverane a lui Iisus Hristos. Și următoarea secțiune, secțiunea care chiar am citit-o, conține patru minuni care ne arată clar autoritatea lui Isus asupra diferi, diverselor puteri ostile. Și observăm că apare o furtună pe mare, la care ne uităm în dimineața aceasta, mai apoi posesiunea demonică, în capitolul 5, un om care este vindecat de, de un demon, o boală fizică incurabilă în Învierea unei fetițe din morți? Acesta este contextul în care Iisus arată puterea Lui, prezența Lui. Și atât cum începe versetul nostru, versul 35, uitați-vă în Scriptură, în aceeași zi, în aceea zi după ce El a dat învățătură, după ce a, 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 a spus aceste pilde, în aceea zi, Isus a început lucrarea lui. Ziua a început în Marcu 3 cu 20. În aceea zi, începe din Marcu 3 cu 20. Când a avut o confruntare cu niște farisei care au spus că Isus a fost stăpânit de Satan. Și au spus că de acolo își obține el puterea de a face minuni. De asemenea, l-au acuzat de blasfemie care este era pedepsită cu moartea. Frații Domnului Isus Hristos au venit la el și au spus că, că a înnebunit și a pierdut mințile. În aceea zi, Isus a petrecut restul zilei predicând evanghelia. Și el a învățat mulțimile în pilde și le-a explicat în particular ucenicilor săi. Așa a continuat toată ziua sub căldura soarelui. A fost o zi de epuizare pentru Domnul Isus Hristos, o o zi grea. Și seara Isus a luat inițiativa și a hotărât să treacă pe partea cealaltă de est a Mării Galilei împreună cu cei 12 ucenici ai săi. Deși acest lucru nu este specificat de ce a trecut pe partea cealaltă, probabil că Iisus dorea să fie departe de mulțimi, să se odihnească după această zi grea sau să caute de asemenea o, o nouă sferă de lucrare. De obicei Domnul Iisus Hristos când era într-un loc spunea să mergem și în alte zone, Marcu 1, cu 38, să mergem într-o altă parte, în satele vecine, învecinate, ca să predic și acolo. Că și pentru aceasta am ieșit. Versul 35, partea a doua, să traversăm în partea cealaltă. În capitolul 5, versul 1, Iisus a plecat cu ucenicii pe cealaltă parte a ținutului Gherasenilor, ținutul Gadarenilor. Și pe partea cealaltă apare o furtună. Și aceasta este prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta. Faptul că furtunile pot apărea în viața noastră, ca teste ale credinței. Și fiecare dintre noi avem o teologie a furtunii. Teologia furtunilor este ceea ce crezi despre Dumnezeu atunci când vin în viața ta. Când vine o criză în viața ta, Dumnezeu este un Dumnezeu bun sau un Dumnezeu rău pentru că a permis să se întâmple ceea ce se întâmplă. Când te rogi în timpul furtunii, îl vezi pe Dumnezeu ca fiind grijuliu sau nepăsător? Pe baza modului în care el răspunde. Teologia furtunii este ceea ce crezi despre Dumnezeu atunci când lucrurile par să meargă îngrozitor de prost, de rău. Și ascultă cu atenție. Furtunile din viața noastră au capacitatea de a scoate la suprafață ceea ce este cu adevărat în interiorul nostru, în inima noastră. Ele ne vor dezvălui dacă trăim prin frică sau prin credință. Furtunile ne vor dezvălui dacă inima noastră este plină de încredere sau plină de îndoială. Și modul în care relaționăm cu Dumnezeu în timpul unei furtuni dezvăluie adevărul despre noi înșine, indiferent dacă vrem sau nu. Dumnezeu permite ca încercările, dificultățile și furtunile să vină în viața noastră. Și le sunt teste ale credinței noastre. Oportunități de a-ți demonstra încrederea sau neîncrederea în Dumnezeu. Și unele furtuni, dragul meu, vin în viața noastră pentru că suntem în afara Voiei lui Dumnezeu. Ne amintim de, de Iona, când a fugit de chemarea lui Dumnezeu. Ne amintim de Anania și Safira. Alte furtuni vin în viața noastră pentru că suntem în voia lui Dumnezeu. Și ne amintim lucrul ăsta de Pavel, care era prigonit, era uh, bătut din cauza Evangheliei de Iosif, de Iov și ucenicii chiar, care au fost forțați de Dumnezeu să treacă pe cealaltă parte. 1 Petru 1 cu 7 spune pentru că testarea credinței voastre este cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc să aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Iisus Hristos. Da, s-ar putea ca pe partea aceasta în care ești astăzi cu Domnul Iisus Hristos, lucrurile să-ți meargă bine, să vezi minunea lui Dumnezeu în viața ta, dar s-ar putea ca săptămâna aceasta, Dumnezeu să te silească să treci pe cealaltă parte. Și credința ta să fie testată. Pe partea cealaltă poate să fie o boală, pe partea cealaltă poate să fie o relație frântă, pe partea cealaltă s-ar putea ca cineva drag să moară, pe partea cealaltă s-ar putea să fie un faliment, o durere a inimii. S-ar putea ca pe partea cealaltă să treci și tu. Sau poate chiar acum să fii. Și credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentează. Ca să-și găsească o în cunoașterea faptului că credința e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă, dragii mei, caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în cazurile noastre. O spune Pavel în Roman 5. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Iacov spune că încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și ca o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Uitați-vă în versul 36. Lăsând mulțimea, l-au luat în barcă așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte bărci. Ucenicii săi mai mulți dintre ei, fiind pescari experimentați, au preluat conducerea acestei călătorii. Cuvintele, așa cum era, poate fi înțeles că a fost luat și purtat în aceeași barcă în care a predicat toată ziua, fără a fi mutat în alta. Unii cred că se referă la situația și postura în care s-a culcat de îndată ce a intrat pe, în această barcă, așezându-se în spatele bărcii, culcându-și capul pe o pernă acolo. Și observați, că mai erau cu el uh, și alte bărci. Se pare că mai erau și alte bărci, probabil care făceau afaceri, transportând pasageri sau, sau pești. Sau posibil să fi fost persoane care doreau să rămână cu Isus, să audă în continuare învățătura. însă această mențiune ne prezintă faptul că era o seară bună de navigat pe mare. Nu era niciun pericol. Și mai învățăm o lecție aici. Furtunile pot apărea brusc, fără niciun avertizment. Observați în 37, atunci s-a stârnit un vârtej de vânt puternic care a aruncat valurile în barcă, astfel încât barca era deja aproape plină cu apă. Când Matei descrie acest eveniment în Evanghelia sa, el spune că a apărut o furtună puternică în Matei 8 cu 24. Cuvântul puternic pe care Matei îl descrie provine dintr-un cuvânt grecesc, seismos, pe care îl avem și noi în română, seism. Cu tremur. Pentru Matei era un cu tremur în adevăratul sens al cuvântului. Experimentau un adevărat uragan acest ucenici. Unul dintre comentatori spunea, Descriind furtuna de pe Marea Galilei ne spune că ea nu numai că era puternică, dar venea și pe neașteptate. Deseori când cerul era senin și marea, marea era netedă ca sticla. Această furtună a lovit din senin, a lovit seara. Era ceva neobișnuit pe, pentru ucenici. Marea Galilei era o sursă bogată de pește, iar cea mai mare parte a pescuitului se făcea noaptea. Deoarece cele mai multe, cele mai mari și urâte vânturi se produceau de obicei în timpul zilei. Faptul că această furtună a izbunit noaptea ne oferă o oarecare perspectivă asupra fricii extreme a ucenicilor pe care o trăiau. Și evrei în mod special pescarii, cunoșteau foarte bine schimbările de climă. Nu aveau aplicații ca, ca și noi să vadă ce se întâmplă, dacă plouă, dacă, dacă e soare... Dar când vedeau cerul roșu, știau că va fi vreme frumoasă și că puteau să acționeze pe mare în siguranță, liniștiți. Domnul Iisus Hristos spune în Matei 16 cu 2, când se înseriază, voi spuneți, va fi vreme frumoasă pentru că cerul este roșu, învăpăiat. Dimineața când cerul era roșu închis, ei știau că urma să vină furtuna. Când vedeau nori ridicându-se dinspre vest, spre Marea Mediterană știau că va ploa. Și evanghelistul Luca de asemenea l-a citit pe Domnul Iisus spunând, l-a citat, când vedeți un nor ridicându-se de la apus, ziceți, imediat vine ploaia. Și așa se întâmplă. Cărătoria ucenicilor a fost întreruptă brusc. Un vârtej, un vânt puternic. Știa Iisus că va veni această furtună? Știa absolut că știa. Și Marcu descrie acest eveniment ca fiind extrem de puternică. O furtună aprică, violentă, s-a întâmplat brusc. Și așa e și viața. Viața noastră pe acest pământ. Într-un moment de scurs, bine, pare să-ți meargă bine și în următorul moment ești doborul la pământ. Un singur telefon și te trezești în mijlocul furtunii. O vizită la medic și pare că totul se schimbă. O conversație și ești în furtună. Săptămâna aceasta, un cuplu a plecat în concediu cu copilul lor, în cheile bicas. Și în timp ce se uitau pe acolo, mama își făcea cumpărături cu bebelușul, o piatră s-a rostogolit și a căzut direct în capul bărbatului. Comă, în spital. Dumnezeu, dragii mei, nu încearcă să ne păcălească cu astfel de teste. Atunci când uneori suntem împinși să trecem pe cealaltă parte, El nu încearcă să ascunde de noi realitatea și adevărul. O persoană a venit la mine și mi-a spus, Adi, eu am crezut că dacă o să mă pocăiesc și dacă o să mă botez, în viață o să meargă bine. M-am văzut că voi, pocăiții, aveți case, aveți mașini, mai plecați prin America, o duceți bine. Și eu așa am crezut că dacă vin la biserica asta, dacă o să mă pocăiesc, o să meargă bine. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu încearcă să să vă mintă. Da, oamenii vă vor minți. Bisericile, dacă nu sunt sănătoase în Evanghelie, vă vor duce în rătăcire. Dar Iisus Hristos niciodată nu minte. Domnul Iisus Hristos spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În, în lume veți avea numai bucurii. Nu, în lume veți avea necazuri. Dar cu toate acestea, îndrăzniți, pentru că eu am învins lumea. Eu înving furtuna din viața ta. Deci, dragul meu, ai încredere în Isus Hristos, ai încredere în Dumnezeu. Furtunile vieții sunt o realitate a vieții. Furtunile se întâmplă brusc și acele furtuni îți vor testa și dezvălui credința și maturitatea spirituală. Unii pastori predică din acest text spunând: Dacă ești în barca lui Isus. Nu ți se poate întâmpla nimic. Nu vei trece prin nicio încercare. Și dacă ești în barca lui Isus Hristos, El va potoli fiecare furtună din viața ta. Aceste scripturi nu promit că Isus va potoli orice furtună. Și acest text nu promite că Isus va potoli orice furtună. Această furtună i-a lovit pe cei care au fost cu Hristos în barcă, precum și pe cei care erau fără Hristos în barca lor. Marcul 4 cu 36 ne spune că erau și alte bărși care au pornit atunci. Dacă această narațiune ar fi fost un bazm, am fi citit că atunci când s-a evit furtuna, celelalte bărși s-au scufundat. Iar în barca cu ucenicii, unde era și Isus, cea barcă naviga fără probleme, nu s-ar fi întâmplat nimic. Creștinii nu sunt scutiți în mod magic de furtunile vieții. Doar pentru că ești în barca lui Isus, doar pentru că ești credincios, doar pentru că ai fost dedicat toată viața lui Isus Hristos, nu e scutit de încercări. Viața ta nu va fi doar pe roze. Și adevărul central al pasajului este că Isus este Dumnezeu. El are putere asupra vântului și asupra valurilor și uneori te va lăsa acolo în valuri. Și uneori te va lăsa acolo să să să, să strigi după el să dai seama că fără El n-ai nicio speranță, n-ai nicio nădejde. Versul 38, Iisus era în partea din spate a bărcii, dormind pe o pernie. În mijlocul haosului furtunii există un lucru care era deplasat. Iisus doarme în spatele bărcii. Și somnul lui este o amintire atât de clara a umanității sale, dar cât și a planului suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu a plănuit să folosească somnul lui Iisus Hristos pentru a dezvălui slăbiciunea credinței ucenicilor, cât și adevărata identitatea lui Iisus Hristos, că El este Dumnezeu. Aceasta este singura dată în Scriptură în care citim că Isus Hristos a dormit. Cu siguranță El a dormit în fiecare noapte, pentru că era om ca și noi. Și în același timp, Dumnezeu 100%. Cu excepția celor cazuri în care a stat treaz toată noaptea și s-a rugat. Dar aceasta este singura dată când scritorii Evangheliei ne spun în mod special că Isus a dormit. Și aici învățăm o altă lecție a furtunilor din viața noastră. Furtunile te pot face să te îndoiești de Dumnezeu. Observați versetul 38, partea a doua, ei l-au trezit și au spus, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Din descrierea lui Marcu vedem că ucenicii erau atât de fricoși, cât și furioși. Nu numai că l-au trezit pe Iisus din somn, dar l-au certat. Nu-ți pasă că pierim învățătorule. Probabil că o astfel de rugăciune ai făcut și tu înspre Dumnezeu. Unde ești, Doamne? Nu-ți pasă de copiii care mor în război? Nu-ți pasă de țara noastră, Ucraina? Nu-ți pasă de milioanele de oameni în întreaga lume care au murit de COVID? Nu-ți pasă de familia mea care e pe punctul de a se nărui? Bărcile noastre, dragii mei, de multe ori se umplu cu apă și ne chinuim să ne descurcăm cu propriile forțe, dar în zadar. Și de multe ori, ca ucenici, îl, îl punem la îndoială pe Dumnezeu. Nu-ți pasă, Doamne, că pierim. Și, într-o furtună, chiar și cei mai puternici, cei mai credincioși, cei mai loiali, se îndoiesc. În întuneric, în vântul înverșunat și furtuna devastatoare, credința ne este testată. În urmă cu câțiva ani, chiar la începutul căsătoriei noastre, eram supărați pe Dumnezeu. Vedeam la fiecare colț. Uh, mămici cu copii în brațe, vedeam chiar romi care aveau 5-6 copii și noi nu puteam să avem copii. An după an am strigat înspre Dumnezeu, Doamne, dă-ne un copil! Doamne, n-ai spus că planul Tău este să creștem și să ne mulțim? A trecut un an, a trecut doi, a trecut trei, a trecut patru, a trecut cinci și ne-am dus la toți medicii, ca acea femeie din Scriptură care și-a cheltuit toți banii, ne încredeam în Dumnezeu, dar nu ne-am încrezut în suveranitatea lui Dumnezeu. Că Domnul știe ce e cel mai bine pentru noi. Că El ia viața, El dă viață. Că El dă copii la timpul hotărât de El și nu la timpul hotărât de noi. Că El știe ce mai bine pentru noi. Și atunci când ne-am lăsat în mâna suverană a Lui Dumnezeu, când ne-am zmerit înaintea Lui și nu ne-am mai încordat noi portofelele și cardurile și uh, puterile noastre și medicii cei mai buni din București și din Timișoara și din toată lumea și din străinătate, Dumnezeu ne-a spus, uite, adoptați un copil. Și Matei a ajuns în, în familia noastră în urmă cu doi ani de zile aproape și la două luni după ce Matei a ajuns în casa noastră, soția a rămas însărcinată. Îi dăm slavă lui Dumnezeu. S-ar putea să, să nu fi în același casca ca și noi. S-ar putea ca uneori să te lași în mâna lui suverană și Dumnezeu să continue să lucreze în viața lui, în viața ta. În viața noastră a lucrat șapte ani. Era nevoie de șapte ani. Uneori s-ar putea să trecem prin situații dificile și să avem impresia că Dumnezeu nu este interesat de dificultățile noastre, nu răspunde la rugăciunile noastre. Și aproape că avem ispita de a gândi ca și Ilie când și-a bătut joc de profeții lor, strigați mai tare! Doar este Dumnezeu, poate că meditează sau este ocupat sau se află în călătorie, poate că doarme și se va trezi el. Și asta avem impresia și noi, că Dumnezeu doarme uneori că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea copiilor. Și poate în dimineața aceasta ești aici și strigi ca ucenicii disperați în barcă, nu-ți pasă că pierim, Doamne, cât mai vrei să ne lași așa. Sau poate ești ca psalmistul care spune în psalmul 13, cu 2, până când, Doamne, mă vei uita încetat până când îți vei ascunde fața de mine, până când să mă frământ în sufletul meu având durere zi de zi în inima mea. Psalmistul se roagă și el în psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și stă de departe de zbăvirea mea și de cuvintele strigătului meu. Dumnezeul meu, strig ziua, dar nu-mi răspund, strig noaptea, dar nu găsesc o dignă. Dragul meu, oricare ar fi temerile tale în dimineața aceasta, oricare ar fi disperarea ta, aduți aminte cine este Isus Hristos, în care te încrezi. El nu este un simplu om, căruia nu-i pasă de nevoile tale, el este însuși Dumnezeu, căruia nu-i nu, -i pasă, nu -i scapă nimic din priviri și care este în spatele fiecarei încercări și are un plan perfect, e suveran. Și da, s-ar putea ca uneori să vezi circumstanța, să fii în circumstanță, să te încrezi în tine, în puterile tale, în abilitățile tale, în intelectul tău. Și când vei face asta, vei fi cuprins de frică, deznădejde, anxietate, pentru că tu nu poți prin puterile tale. Asta spune lumea modernă. Tu poți. Te poți încrede în tine. Crede în tine! Dar Scriptura ne spune altceva. Că atunci când vin circumstan circunstanțele, circumstanțele, furtunile în viața ta, trebuie să te încrezi doar în Dumnezeu. Și când îți pui încrederea în Dumnezeu, vei avea speranță, vei avea curaj, vei găsi o dihnă și pace. Și Petru a înțeles mai târziu despre ce înseamnă să te abandonezi în brațul lui Dumnezeu. Și în 1 Petru 5 cu 7 spune, aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă lui îi pasă de voi. De aceea, dragul meu, aruncă îngrijorarea asupra lui Dumnezeu. Stephen Cole spunea, dacă nu petrești timp cu Domnul în calmul vieții, nu vei ști cum să te încrezi în El, în furtunile care vor veni asupra ta. Dacă acum când ești în calmul vieții, nu petrești timp cu Domnul, atunci când vor veni furtunile în viața ta, nu te vei putea încrede în El, nu vei ști cum să te încrezi în El. Ce poate să aducă încredere în inima ta? În primul rând, gândește la faptul că Dumnezeu este suveran. Peste orice furtună care va apărea în viața ta, Cine a spus să treacă pe cealaltă parte a malului? Iisus Hristos. Însuși Dumnezeu, El știe în ce i-a băgat pe ucenici. Ai încredere în El. Aduți aminte că El este mereu acolo, chiar în furtună. Chiar dacă uneori pare că nu este, pare că doarme. Dar chiar înainte ca ucenicii să-L cheme, Iisus era acolo în corabie, trecând cu ei prin furtună. Aduți aminte de promisiunile Lui, el a spus în Evrei 13 cu 5, nici de cum nu te voi lăsa și nici de cum nu te voi părăsi. Că sunt convins, spune Romanii 8 38, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Și ne mai descoperă ceva furtunile, că furtunile ne descoperă și ne învață despre cine este Dumnezeu. Când Iisus a trezit și a auzit mustrarea ucenicilor, era rostit nu una, ci două mustrări. Versul 39, atunci el ridicându-se, a mustrat vântul și a zis, mări, taci, liniștește-te. Și vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște mare. Domnul Slavei, care a creat cerul și pământul, care stă pe tron, care se stăpână asupra naturii, care putea blestema un smochin și acesta să se ofilească. A mustrat natura și aceasta l-a ascultat. În dată ce porunca a venit pe buzele lui, marea era ca sticla, s-a liniștit. În aer nu simțeai nici cea mai mică adiere de vânt. Modul în care Isus a mustrat vântul poate fi un indiciu despre cine a fost în spatele furtunii. Această mustrare din partea lui Isus este aceeași mustrare pe care a dat-o demonului în Marcu 1 cu 25. S-ar putea ca această furtună să fi fost un atac al împărăției întunericului pentru a-i ucide pe ucenici și chiar pe Isus. Nu putem să știm lucrul ăsta exact. Însă există cazuri în Biblie în care diavolul a folosit vremea pentru a duce distrugere asupra oamenilor. Exemplu, în Iov 1 cu 16, diavolul a folosit o furtună cu fulgere pentru a ucide oile și slujitorii lui Iov. În Iov 1 cu 19, dice, diavolul a folosit un vânt puternic pentru a distruge casa în care se aflau toți copiii lui Iov, ceea ce a dus la moartea tuturor. Adevărat, da, s-ar putea ca Dumnezeu să-l folosească pe satana pentru a aduce încercări în viața noastră, așa cum a făcut-o în cazul lui Iov, dar Dumnezeu afirmă că nu există un altul în afară de mine. Isaia 45. Eu sunt Domnul, nu este altul. Eu întocmesc lumina și creez întunericul. Eu fac pacea și creez dezastrul. Eu, Domnul, fac toate acestea. Dragul meu, vei găsi mângâiere în încercări doar dacă afirmi atât suveranitatea absolută lui Dumnezeu, cât și iubirea lui nesfârșită. Ce ne învață asta despre Dumnezeu? Că diavolul nu are ultimul cuvânt. Că Dumnezeu este suveran chiar și peste diavol și demon. Că El este pe tron. Și ne mai învață că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Când n-au loc anumite tragedii, oamenii deseori spun Domnul nu a provocat această trage tragedie, El doar a permis. Uneori chiar vor spune, Satan, nu Dumnezeu a provocat această tragedie. Ei crezând că dând vina pe Satan sau spunând că Dumnezeu nu mai a permis acest lucru, îl apără pe Dumnezeu, îi apără dragostea lui. Dar Dumnezeu nu are nevoie să-l apărăm. Acești oameni afirmă aceste lucruri în detrimentul suveranității sale. Și Birbia afirmă foarte clar că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, că și suveran. Și nu vei obține nicio mângâiere în încercarea de a nega suveranitatea lui Dumnezeu. Că toate sunt îngăduite și toate sunt în control și le ține în palma lui. Și furtunile, dragii mei, în ultimul rând, ne învață despre noi înșine. Versul 40, apoi le-a zis, de ce sunteți fricoși? Tot n-aveți credință. În viața ucenicilor a apărut frica și necredința. De ce? Pentru că, în panica lor, ucenicii aveau o viziune distorsionată asupra problemei. Și, dragii mei, nu toată frica este greșită. Dar Isus i-a mustrat pe ucenici pentru că frica lor era excesivă. De multe ori, frica ne determină să fim precauți pentru siguranța noastră. Uneori, frica ne face să trecem la acțiune imediat pentru a salva viața celuilalt sau propria viață. Dar frica excesivă și greșită este atunci când ne face să intrăm în panică. Și dacă ești concentrat pe problemă încă nu te poți încrede în Dumnezeu, că El este în control, atunci nu te încrezi în El. De ce au fost fricoși și temători? Dați-vă în versul 41. Ucenicii întreabă cu imire, deci cine este acesta? De ce a venit frica în viața lor? Pentru că n-au știut cine este Isus cine este acesta? A fost cu ei, au văzut minunile, uh, au stat împreună cu Domnul Isus, au mâncat împreună cu Isus. Dar când spune acest cuvânt și se oprește furtuna, ei se întreabă, cine este omul ăsta? Și asta a fost problema lor. Nu și-au dat seama cine este Isus. Și s-ar putea, ca și tu, să vii la biserică, să cânți despre el, S-a scurs predici. Și când ești în furtună, când ești în probleme, să te întrebi, Oare chiar există? Oare chiar mă poate salva? Cine este Isus? Dacă ar fi știut, nu ar fi fost atât de uimiți de ceea ce s-a întâmplat. Au subestimat puterea lui. Nu l-au cunoscut pe Isus ca fiind Mesia, ca fiind Domnul. Observați să numesc Învățătorule. Nu-ți pasă că pierim în loc să-l numească Domnule, Tu ești Domnul nostru, Tu ești Mântuitorul nostru. De multe ori tindem să ne credem în noi înșine, dar nu în Domnul Isus. Dragul meu, cu toții putem simula credința în ape calme. Cu toții putem simula că suntem credincioși când ne merge bine. Că îi putem impresiona pe ceilalți prin felul în care părem să ne descurcăm. Dar trebuie să ne recunoaștem în dimineața aceasta slăbiciunea. Că, că nu putem, că suntem slabi și că avem nevoie de Dumnezeu. Ei s-au temut foarte tare și ziceau unii altora, versul 41, cine de ce este acesta de la ascultă până și vântul și marea? Observați progresul fricii ucenicilor. Când a venit furtuna, a fost intimidați. Nu-ți pasă că pierim? Dar când furtuna s-a calmat, când s-a făcut liniște, frica lor s-a intensificat. Ei s-au temut foarte tare. Și cea mai mare teamă a lor a venit după ce furtuna amenințătoare a fost potolită de însuși sus. Intensificarea fricii lor este răspunsul lor la o nouă înțelegere asupra persoanei Domnului Sus. Le-a fost frică pentru că au văzut puterea lui Dumnezeu și a fost o frică sănătoasă că au văzut manifestarea lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, ceea ce ucenicii au experimentat pe Marea Galilei în acea noapte a fost sfințenia lui Iisus Hristos. Când și a manifestat puterea sa și ei au spus, aceasta nu, este o, aceasta nu este o putere comună, aceasta este o putere sfântă, Acesta este un om diferit de orice altă persoană de pe fața pământului, pentru că s-a aflat în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu, Sfântul lui Israel, și au fost mistuiți de frică. Dacă Hristos în măreția sa, în dimineața aceasta ar bate la ușa inimii tale, în această dimineață, tu nu i-ai spune, oh, bună Iisus, ce prieten grozav, ci mai degrabă ai cădea cu fața la pământ. În dimineața aceasta, îi spune, tu e sfânt și nu mă pot apropia de tine oricum, dar mă pot apropia de tine ca un prieten bun, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, a Pavel spune în Romani 14: Pe viața mea, mă jur zice Domnul: că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Nu doar oamenii tremură la vocea lui, ci și mările și vânturile care n-au urechi, ascultă porunca lui. Vreau să întreb în dimineața aceasta: te odihnești în El în momente de dificultate? Crezând puterea lui de a învinge ceea ce nu ai putea învinge. Frica de El copleșește orice altă teamă pe care aveau-o. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Vezi tu cea mai mare dificultate a ta, dragul meu, nu există în, în, în afara ta, furtunile care vin în viața ta, cea mai mare dificultate a ta există în interiorul tău și se numește păcat. Și ca ucenicii din acea barcă nu ai nicio posibilitate să învingi acest păcat din inima ta. Această frică nesănătoasă este doar puterea Harului Mântuitor care poate să ia frica din inima ta și să o transforme în frică de Dumnezeu. O frică sfântă, o, o, o venerație. Și asta face jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce, care îți dă speranță, care îți dă putere în momente grele în care te confrunți. Și mă rog ca în dimineața aceasta să te încrezi în El, în jertfa lui Iisus Hristos, să spui toată speranța în Domnul Iisus. Să nu te îndoiești nicio clipă că El undeva acolo în cer și nu au de rugăciunile tale. El are un plan cu viața ta. Și aș vrea să mă rog în finalul acestui, acestui, mesaj să spui toată încrederea în El și să te bazezi pe El. Așa cum spuneam, da, s-ar putea ca astăzi meargă bine, încrede-te în El, iubește-L pe El. Dar când vor veni furtunile în viața ta, sau poate chiar astăzi ești într-o furtună, spune, Doamne, am nevoie de Tine să mă las în mâna Ta, în brațul Tău. Hai să ne rugăm. Și acum ești acolo unde ești, te să pleci capul și să spui, Doamne, vin în ajutorul meu. Îți mulțumesc că tu ai gânduri de pace pentru inima mea, pentru viața mea, chiar și când trec prin furtuni, chiar și când nu înțeleg planul tău, chiar și când sunt doborât, chiar când nu mai văd lumina de la capătul tunelului, chiar când mă învăluie în tunericul și frica, Doamne, mă încred în Tine, mă bazez pe Tine. Ceea, Doamne, vin în ajutorul meu, te rog, Doamne, să-i ajuți pe frații mei din această biserică să se încreadă în Tine. Și dacă e cineva în această dimineață care nu și-a pus toată speranța în Tine, nu te cunoaște pe Tine ca fiind Fiul lui Dumnezeu care poți să mântuirea pentru sufletul Lui și poți să Doamne, acea, acea teamă sfântă, sănătoasă, care se închine Ție, să te recunoască ca Domn. Mă rog ca în dimineața aceasta să te atingi de El. Doamne, dacă vrei să uh, treci aceste persoane prin anumite voi ca să te vadă mai bine, Doamne, te rog să-ți faci voia de săvârșită. Să le aduci aminte că chiar și în voi, chiar și în furtuni, tu stai pe tron și tu ai gânduri de pace. Îți mulțumim că tu ești Dumnezeu, ne închinăm înaintea ta și îți dăm toată gloria și toată slava. Amin.